Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, și omologul său din Cuveit au fost implicați într-un accident rutier în această dimineață în apropierea orașului Slobozia. Cei doi au suferit răni ușoare, fiind transferați de la Spitalul Județean de Urgență din Slobozia la Spitalul Elias din București. Accidentul a avut loc în jurul orei 11 la ieșirea din municipiul Slobozia spre Brăila. Ministrul Agriculturii se deplasa într-o vizită oficială alături de omologul său din Cuveit, în județul Ialomița, când mașina în care se afla a fost implicată într-un accident rutier. Din primele cercetări rezultă faptul că pe fondul încălcării normei rutiere privind distanța a mers, au rezultat 3 victime care au fost transportate la Spitalul de Urgență Slobozia. Miniștrii au suferit traumatisme craniocerebrale minore, iar viața lor nu este pusă în pericol. O mașină dintr-o coloană oficială în care se găsea și domnul ministru Irimescu și omologul domnului sale din Cuveit și o doamnă care a asigurat traducerea, a lovit o mașină staționată. Sunt 3 persoane transportate la spital, 2 persoane sunt cu accidente craniofaciale minore și un traumatism minor de toracic. Sunt stabile, toate 3 persoane sunt stabile hemodinamic și respirator. Ministrul Agriculturii este cu un traumatism craniofacial minor. Suntem bine, la Slobozia au ieșit bine tomografiile, am plecat spre București, a declarat ministrul Agriculturii Achim Irimescu pentru Mediafax. Ministerul Sănătății anunță că rezultatele analizelor efectuate la Spitalul Județean de Urgență din Slobozia arată că ambii miniștri au suferit fracturi de piramide nazală. La investigațiile CT nu au fost găsite niciun fel de probleme cervicale sau cerebrale. Oficialii vor fi transferați la București la Spitalul Elias cu ambulanța.